Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit! Cum a fost săptămâna care a trecut? V-am urat data trecută să aveți o săptămână bună. Sper că a fost așa. Dacă vă întrebați ce am făcut eu, recunosc că am fost într-un turneu, am fost plecată departe de București, am fost în țara Bihorului, dar m-am întors cu sufletul la gură pentru că am vrut neapărat să fim împreună și la această emisiune și haideți să vedem ce vom urmări. Vă spuneam data trecută despre conferința națională a Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Vom afla mai multe despre această manifestare acum în această emisiune, apoi vom merge la Cluj. Acolo, dragii mei, am întâlnit un primar destoinic, așa spun localnicii, dar o să vedem oare este adevărat. Bineînțeles, vom vorbi și despre o rasă autohtonă de vaci, Bălțata Românească, dar și despre surorile lor din Scoția. Unele produc mai mult carne, altele mai mult lapte. Oare care rasă este cea mai producătoare, cea mai bună pentru a fi întrebuințată? Nu știu, o să vedem, pentru că, de fapt, noi am cunoscut un procesator de lapte din Maramureș. Vă invit la Horă, dragii mei, la Hora Bucovinei. Vorbim despre un brand turistic, dar și despre o manifestare care a avut loc în comuna Frasin, la Suceava. Și pentru că toți suntem pe pământul binecuvântat al Moldovei, rămânem acolo, dar schimbăm județul și o să aflăm despre tradițiile din Vrancea. Și la final, neapărat trebuie să știm ce ne învață specialiștii. Vom învăța cum să ne îngrijim livezile de meri pentru ca să avem în toamnă recolte bogate. Rămâneți cu noi, dragii mei, și vă promit un sfârșit de săptămână extraordinar. Începem în forță, așadar. Pentru prima oară, guvernanții și agricultorii s-au întâlnit și au căzut la o înțelegere în sensul urgențelor în agricultură și a problemelor legate de agricultură. Un moment istoric, nu este așa? De asta zic, nu trebuie să ne pierdem speranța niciodată. Zilele acestea, agricultorii și guvernanții și-au dat în sfârșit mâna pentru a scăpa agricultura de titulatura Mașinăria Stricată a României. Performanța a reușit-o Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, care a strâns la olaltă la Centrul de Conferințe Auditorium Paladi din București personalități ale vieții publice și politice, fermieri, specialiști în domeniu din țară și din străinătate. Nu întâmplător am ales ca subiect de dezbatere în cadrul acestei conferințe, viziunea agricultorilor asupra României, asupra politicii agricole comune 2014-2020. Cred că nu mai este necesar să spun că agricultura românească, în condițiile în care ar funcționa la capacitate și potențialul de care dispune, ar putea pune în mișcare industria țării din amonte și aval, pe orizontală și verticală, cu efecte benefice pentru bunăstarea națiunii. Să nu mai vorbim de securitatea alimentară, care ar putea fi pe deplin asigurată. Ne bucurăm că la această dezbatere, sau acestui subiect al conferinței noastre, sunt prezente, cum spuneam, importante personalități ale vieții politice și administrative. Această numeroasă prezență, i-ar spune de excepție, ne dă speranța că măcar acum, în al 12-lea ceas, se înțelege cât de important este domeniul pe care îl reprezentăm. Este însă doar speranță. Asta pentru că de 20 și ceva de ani, agricultorii se zbat în nevoi, se luptă efectiv pentru a pune în mișcare o mașinărie în bună parte uzată moral și fizic. Se impune fără îndoială modernizarea agriculturii, proces demarat, dar care se desfășoară într-un ritm ce nu ne dă speranțe că vom depăși curând această stare de lucruri. Se impune de asemenea reactivarea cercetării agricole românești, care are o bogată experiență, rezultate de excepție și care a produs și produce noul, mult mai accesibil fermierilor decât cel venit de pe alte meleaguri. Apoi alte măsuri care să pună în valoare pământul, potențialul zootehnic, inițiativa, tradiția și creativitatea poporului român. Mă simt nevoit să reamintesc că fermierii, în repetate rânduri, au solicitat celor cu putere de decizii, direct sau prin ligă, rezolvarea problemelor care se confruntă, dar nu întotdeauna au găsit parteneri de dialog cu care să intre în consonanță. Guvernele care s-au perindat pe la Palatul Victoria, după 90, politicienii n-au înțeles importanța agriculturii pentru națiune, motiv pentru care era amintită doar numai în campaniile electorale, după care trecea la și altele. Consecința, dezastrul registrat în toată această perioadă, cu consecințe deosebite asupra economiei țării în ansamblu ei și asupra nivelului de trai a românilor. Nu cred
că undeva pe pământ cineva poate face ceva fără a avea ce pune pe masă cel puțin de 3 ori pe zi. Nu întâmplător am folosit și folosim logo-ul. Omenirea a început cu agricultura și a sfârșit în absența ei. Un popor echilibrat, hrănit, este un popor sănătos, puternic, eficient în tot ceea ce face, fără a fi nevoit să treacă prea des pragul spitalilor și a farmaciilor. Așadar, se impun măsuri urgente, ferme, acte normative clare care să aibă în vedere interesul național, interesele oamenilor de aici, de acasă și nu a celor de oriunde, indiferent cine sunt și ce rang poartă. Bruxelles nu trebuie să fie considerată o poartă de netrecut sau o sperietoare, așa cum am simțit se pare, pentru o parte dintre funcționari și chiar unele oficialități. Acolo sunt oameni, dar care ne pot percepe după cum ne prezentăm. Umili, cu fruntea plecată până la glezne, sau demni, cu fruntea sus, capabili să ne susținem idei, programe, măsuri care să vină ca turnate pe interesele și specificul românesc. Recomandările Uniunii nu trebuie luate niciodată tabu. Dar pentru asta trebuie să existe o viziune pe termen lung, agreată de toată clasa politică și oameni capabili să ne reprezinte cu demnitate. La presiunile repetate ale fermierilor au fost constituite numeroase comisii pe lângă președinție sau alte instituții, alcătuite din specialiști de marcă, a căror menire era de a elabora strategii pe termen mediu și lung. Nu mi-amintesc ca vreuna să fi fost finalizată, cu atât mai puțin implementată, astfel încât să genereze măsuri concrete care să motiveze agricultorii și mai cu seamă tineri agricultori să demareze ori să continue o activitate în domeniul creșterii animalilor în spațiul rural și în lucrările non-agricole. Stimați participanți, pentru a se înțelege corect poziția fermierilor în raport cu instituțiile statului, trebuie să spun că agricultorii n-au cerșit și nu cerșesc avantaje. Ei vin cu soluții care să conducă la stabilitatea economică, performanță și egalitate cu semenii lor din țările alături de care România se află din 2007. Dacă noi nu vom accesa cele 7,3 miliarde, dar dacă ar fi să mă refer și la sumele alocate prin măsurile de agromediu, care nu sunt puține, după știința mea, cu aceste sume ajungem la 10 miliarde de lei, mă refer la măsurile de agromediu, practic trebuie să întreprindem niște măsuri speciale acum. Și chiar acum întâmpinăm greutăți foarte mari. Chiar ieri, într-un comitet de monitorizare la Ministerul Agriculturii, discutam și ne gândeam și făceam apel la APDRP cum să putem face ca proiectele care sunt depuse din mai anul trecut pe măsurile 1.2.3, pe măsura 1.2.1, să fie evaluate, să fie publicate rapoartele de selecție, să fie încheiate contracte și să avem timp pentru implementarea acestor proiecte. Este greu de presupus. V-aș ruga, domnule ministru, dacă este posibil să nu mai facem sesiuni din acest moment. Nu mai este timp de sesiuni, de programarea lor, de rapoarte de evaluare și de selecție. Dacă ar fi posibil ca fondurile care vin din realocări și din redistribuiri să le acordăm celor care au proiecte eligibile și sunt sub linie și n-au încăput în anvelopa sesiunilor. Ar fi de dorit și ar fi o modalitate de accesare a fondurilor. O facem în spiritul și în dorința de a accesa cât mai mult din această valoare pe care o avem la dispoziție. Practic știm că proiectele trebuie implementate până la 31 decembrie 2015. Bineînțeles că n-am venit în fața dumneavoastră ca un specialist în agricultură, dar am venit ca om responsabil față de țară în general, dar și față de interesele pe care România le are acum și pe termen lung. Prima și cea mai importantă problemă cu care se confruntă agricultura românească este legată de lipsa unei strategii pe termen lung. După cum știți, în 2011 am desemnat o comisie pe lângă președinție care să elaboreze această strategie și urmând ca ea să fie pusă în dezbaterea
celor interesați în dezbatere publică, cu speranța semnării unui pact pentru agricultură. Un pact semnat de toate partidele politice, de instituțiile responsabile. Suntem aproape de finalizarea acestei strategii. Termenul pe care l-am dat este și în decizia pe care ați văzut-o probabil în monitorul oficial, este 30 iunie. Deci, vis-a-vis de plățile directe, într-adevăr, am propus acum, prin această reformă, o generalizare a plăților pe fermă, calculate pe baza suprafeței, a numărului de hectare. De ce? Pentru că în multe state membre din Uniunea Europeană, încă plățile directe pe fermă se fac pe baza unor referințe istorice. Deci cât aveau fermierii respectivi plățile subvenționate pe producție de acum 15-20 de ani și au rămas la nivel constant cu același nivel de subvenție, chiar dacă lucrurile au evoluat. Ei, și ca să ducem un pic la o abordare mai echitabilă și mai transparentă toate statele membre, am propus generalizarea sistemului de plată pe fermă, calculat în funcție de numărul de hectare sau de animale. Ei, dar în discuțiile pe care le-am avut cu Parlamentul și cu Consiliul și în întâlnirile pe care le-am avut cu agricultorii în statele membre în ultima perioadă, am constatat că noile state membre, multă lume ar vrea să mai mențină sistemul ăsta de plată la hectar. Adică fiecare agricultor să primească în fiecare an în funcție din numărul de hectare pe care le are. Și atunci am convenit împreună cu Consiliul de Miniștri, cu președința Consiliului și am spus informal că sunt de acord să am abordarea asta, să mai prelungim pentru noile state membre posibilitatea de a utiliza sistemul ăsta de plată directă pe hectar și foarte probabil să avem un regulament final care sper să fie adoptat până în luna iunie, la sfârșitul iunie, să avem precizarea asta că cei care vor, statele membre care vor și care au acum sistemul ăsta SAP, să poată să-l mențină până în 2019-2020, deci până la aproape sfârșitul perioadei bugetare următoare. Domnul Iubescu a plecat la Bruxelles să transmită poziția României vis-a-vis de noua politică agricolă comună. Nu am fost consultați nici data asta. Ați fost consultați dumneavoastră din sală? Nu. Ori noi dorim să fim consultați. De ce? Pentru că ridicând din numere oficialitățile la problemele noastre, tot timpul au dat vina pe Uniunea Comisiei Europeană. Comisia Europeană nu ne permite, Comisia Europeană nu face, acoperind greșelile celor care au mers să negocieze numele nostru. Și ne-am trezit cu subvenții mult mai mici decât ceilalți, cu o plecare mult mai mică decât colegii din 2004. Ne-am trezit cu reglementări cu taurinele în afara din PVDC, care încarcă PVDC-ul. Deci avem mai multe probleme, mai multe situații. Mă voi referi acum, pe scurt, la plafonare. Domnule comisar, la PAR. Nu este de acord cu plafonarea la 300.000 de euro, pentru că fermele mari se consideră pedepsite în felul acesta. Ori fermele mari și-au dovedit viabilitatea, au dovedit că pot face investiții și sunt sunt ferme pilot, am putea spune, pentru promovarea tehnicii, promovarea unei agriculturi moderne. În primăvara acestui an, i-am mulțumit comisarului european pentru că propunerea comisiei, bazându-se și pe nevoile și pe cunoașterea foarte bună a sectorului agricol din România, au fost foarte bune pentru noi. Din păcate, la nivelul negocierilor, sumele au fost diminuate atât pe pilonul 1 și pe pilonul 2. Și aici intru puțin, eram ceva mai târziu, discuția pe politica agricolă comună, dar cred că e important să spunem. S-a vorbit despre transferul și posibilitatea de a duce 25% de la pilonul 2 către pilonul 1. Știu că dorința la majoritatea dintre dumneavoastră este aceasta, pentru că, repet, aici majoritatea sunteți beneficiari de plăți pe suprafață. Există și posibilitatea de a transfera de la pilonul 1 la pilonul 2 însă. 15%, nu 25%, dar România, cred eu, că după discuțiile cu dumneavoastră, nu va aplica niciuna din aceste, să le spunem, facilități. Dintr-un simplu motiv, pentru că negocierile au condus la diminuarea sumelor atât pe pilonul 1 cât și pe pilonul 2. Dacă vom transfera de la investiții bani, din păcate, dumneavoastră nu veți mai avea fonduri suficiente să retehnologizați fermele pe care le aveți, exploatațiile pe care le aveți. Deci trebuie să facem o balanță foarte clară și eficientă vis-a-vis de ceea ce trebuie să facem cu fondurile europene. A
ați fost vreodată în comuna Viișoara din județul Cluj, noi vă facem o invitație pentru că Viișoara este poarta de intrare în Transilvania. Cei 5.000 de locuitori au făcut din ea o comună de prim rang. Vizitând județul Cluj, nu puteam pleca fără să vizităm comuna Viișoara, una dintre localitățile cu o lungă istorie, chiar atestată documentar. De aceea ne aflăm la Viișoara, alături de primarul Roman. Vorbeam de o comună cu o lungă istorie. Ce se mai poate spune astăzi despre Viișoara? În primul rând vă spun dumneavoastră bine ați venit în comuna Viișoara. Mulțumim. Comuna Viișoara e atestată documentar din 1318 și a parcurs ca orice localitate din țara românească un drum sinuos cu creșteri și descreșteri. Vreau să vă spun că în anii Imperiului, din perioada 1715-1745, Viișoara a figurat ca o localitate orășenească. Era declarat oraș în cadrul Imperiului. De fapt, după Turda, era cea mai mare localitate din zonă, având garnizoană militară, având protopopiat ortodox aici, fiind o comunitate românească numeroasă, a rezistat intemperiilor, ca să spun așa, greutăților vieții și oamenii și-au păstrat credința ortodoxă în timp. Viișoara a fost, este și cred că va fi o comună de prim rang a României. Și astăzi, cum arată Viișoara astăzi? Astăzi eu zic că Viișoara arată bine, s-ar putea și mai bine. Arată bine pentru că oamenii arată bine și oamenii sunt harnici. Nu vreau să-i ridic în slăvi, dar mai rară oameni ca la Viișoara și până la urmă omul e acela care simțește locul. Există șomaj? Da, vreau să vă spun că există o contradicție extraordinară și se pune un semn de întrebare pe care încă nu l-am descifrat. În comuna Viișoara, numai 305 oameni sunt în câmpul muncii. Deci o să vă pară suspectă treaba asta. Ce înseamnă? Sunt cei care plătesc impozite la stat. Ce se întâmplă cu ceilalți? Exact. Ce fac ceilalți? Și se pune întrebarea, da, fac agricultură și agricultura aia care trebuie să o scoatem la suprafață. Așadar, toți și-au constituit societăți? Nu. Sau cum persoane au fizice. Persoane fizice autorizate? Nu, persoane fizice nu registrate pe FEA. De-a lungul timpului, populația a crescut până în anii 1980, după aceea a început să scadă. Am avut în anii 75-80 undeva la 7500 de locuitori. Anul 2000 a găsit-o la 6050 de locuitori. Recensământul de acum 2 ani ne-a făcut să ne punem un mare semn de întrebare, sunt foarte mulți plecați, undeva la 5300. Populația școlară de asemenea a scăzut în 10 ani dramatic. Cu ce se ocupă acești oameni? Acești oameni se ocupă cu agricultura și mulți sunt pensionari de la industria sârmii. Cu agricultura, comuna Viișoara are o suprafață de 6153 de hectare de teren, din care arabil undeva la 4200. Avem un teren, așa cum vă spuneam mai înainte, situat undeva 250 de hectare, 300 de hectare în lunga Arieșului, un pământ nisipos, foarte bun. Sunt ferme în Viișoara care au producții de 4.000-6.000. Avem tineri sub 30 de ani care au accesat programul Euroferma, au 30-40 de vaci și produc undeva la 800 de litri de lapte pe zi. Avem serie care produc flori și o să vedeți ce au făcut niște oameni prin propriile lor puteri.
Spuneați că o parte din populație, din tinerii fermieri, au accesat deja fonduri europene. Ați putea să ne spuneți la ce nivel se ridică aceste sume? Da, eu vă pot spune că pe măsura 112, instalarea tinerilor fermieri, da? Avem 4 fermieri care au accesat suma de 25.000 de euro pe legume, procurare de utilaje și zootehnie. Avem tot pe măsura 112 depuse și sunt așteptare pentru, deja s-a ridicat suma la 40.000 de euro. Și vă spun fără niciun ocoliș, le-am dat tot sprijinul meu, având experiența implementării unui program în comună pe măsura 322 și mai multe programe de accesare de fonduri pe mai multe măsuri, îmi dau seama ce înseamnă să fii sprijinit cu o vorbă, cu o semnătură, dar la timp. Le-am spus la tineri, haideți la mine, vă dau hârtii în alb. Bineînțeles, în perimetru legal, că nu pot să dau în alb. Deci oricând le-am semnat hârtii și i-am sprijinit și i-am încurajat. Asta este foarte bine, pentru că majoritatea, stând de vorbă cu ei, am aflat că se sperie de birocrație. Asta este problema neaccesării fondurilor europene. Faptul că tinerii sunt speriați de birocrație. Dacă reușiți să depășiți acest obstacol și să-i ajutați... Eu aș zice că nu e adevărat. Ceea ce îmi spune dumneavoastră nu e adevărat, pentru că eu am discutat cu ei și le-am spus. Dom'le, dacă te duci o zi la lucru, cu ziua, după o zi de lucru îți dă 50 de lei. Aici trebuie să te sacrifici 10 zile, 30 de zile, 50 de zile, capeți 25.000 de euro. Trebuie să-ți găsești o firmă de consultanță serioasă, să faci documentația și să ai răbdare. Le-am spus, trebuie să ai răbdare. Nimeni nu-ți dă banii de pomană. Aici, să știți că este problema, majoritatea nu sunt informați, neavând toată informația, tot pachetul de informații, nu știu la ce să se aștepte, au foarte multe hârtii de luat de la autorități din diverse locuri, da, și se sperie avizii de acest lucru. Da, să știți, da, că este o realitate. E realitate, dar trebuie să fii înarmat cu răbdare. Gândiți-vă că eu am accesat pe măsura 322, comuna Vișoara prin mine, pe măsura 322, 2.464.000 de euro. Și credeți, primăria, comuna. Urma să vă întreb dacă ați accesat. Și vreau să vă spun că am mers, cred că de 50 de ori la satul mare, dar nu-mi pare rău. Dacă ar zice cineva, romane, sper că de la anul 2014, fiind an de referință, te-ai mai apucat iar, m-aș apuca. Singurul sau singura șansă a mediului rural, a satului românesc, să se ridice, sunt fondurile europene. Că noi românii, noi vorbeam înainte de oamenii care fac bani. Nimeni nu vine să dea 16% din venitul ăla, cum să zice, dă cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să aducem bani din afară deocamdată, până când ni se schimbă mentalitatea. E adevărat, dumneavoastră ați înțeles valoarea acestor fonduri europene. Ce ați reușit să faceți cu aceste fonduri? La nivel de comună am făcut canalizarea 24 de kilometri și am asfaltat un drum, am modernizat un drum de un kilometru. Și vreau să vă spun că a fost extraordinar de dificil, cu licitații, cu achiziții publice, cu lupta dintre proiectant și constructor. Am crezut, după ce am făcut licitația și s-a câștigat lucrarea de către o firmă, nu mai am treabă. De 10 ori a fost mai greu. Am văzut că acum este la modă ca domnii primari să renoveze spațiile culturale ale localităților. V-ați ocupat și de acest aspect? Da, avem două cămine, un cămin în corpul de clădire aici, l-am zugrăvit, l-am așteptat, am făcut tot ce trebuie.
Ne convine sau nu, povestea merge mai departe. Cu soare, fără soare, noi trebuie să vă aducem în vedere ceea ce urmează. Urmează partea a doua a poveștii noastre. Se spune că înainte Vișoara arăta ca și gușa unei păsări. Legenda pomenește de faptul că ea era locuită odinioară de niște vietăți supranaturale cu putere extraordinare. Una dintre ele a căzut peste un deal, l-a împărțit în două și și-a lăsat amprenta asupra întregului ținut. Haideți să vedem, dragii noștri, cum am împărțit noi reportajul în două, în așa fel încât acum să putem vedea ce vrăji a mai făcut primarul ca Vișoara lui să arate extraordinar. Revenind la ceea ce faceți noastră la nivel de comună, am văzut aici că ați făcut și o prezentare și menționați la un moment dat că vă ocupați de o suprafață de teren ce urmează a fi ameliorată, de teren degradat, pe care încercați să o ameliorați prin împădurirea cu ce specii? Da, cu specii de foioase. Vreau să vă spun, comuna Vișoara, suprafața cu pădurii a comunei Vișoara e sub 3%. Gândiți-vă că la România are undeva 29%. Țările nordice au 70%. Acel inginer de care v-am spus, eu, în anul 1927, spunea că țări ca Germania, Anglia, Norvegia, Suedia vor progresa pentru că au păduri. Iar țări ca Grecia, care și-au tăiat pădurile, vor suferi. Să știți că a avut dreptate. Și fiindcă suprafața de pădure e așa de mică, am găsit o portiță în 2006, am inițiat un proiect de hotărâre de Consiliu, prin care, în colaborare cu ITRSV Cluj, ne-am gândit să pe așa zise pășuni, de pășuni degradate, cu vegetație săracă, de slabă calitate, să facem împăduriri. Și după 7 ani ne-a ajutat Bunul Dumnezeu și am reușit până acum să împădurim 130 de hectare, mai sunt 23 de hectare, pentru că nu s-a găsit pin, că în compoziția asta trebuia și pin și cătină. În zonele unde sunt mai abrupte, unde sunt mai erodate, trebuie cătina să fixeze solul. La al câtelea mandat sunteți? Deci sunt la al patrulea mandat de primar și credeți-mă că n-a fost ușor. Prima dată am intrat la balotaj, iar după aceea am câștigat cu 70-80% și anul trecut cu 70%. Procentajele astea, să știți că nu e ceva o victorie ușoară. Responsabilizează. E ca o piatră de moară. Înseamnă că oamenii și-au pus speranța în tine. Eu, în agendele mele, în fiecare an, eu programul de campanie, ce le-a promis la oamenii, l-am aici. Zilnic îl citesc. Și îl urmăresc dacă mă țin de cuvânt. Pentru că la mine nu e ca la parlamentar. Parlamentarul vine în zonă, în colegiu, și nu mai vede nimeni, s-o lua votul. Noi suntem aici, dăm față în față cu cetățeanul și de multe ori trebuie să-i spun la cetățean lucruri care nu-i convin. Eu trebuie să respect legea și îi spun, asta e legea, dumneavoastră trebuie să vă conformați. Păi că domnul primar, nu domnul primar, eu te pot ajuta, eu te pot ajuta în perimetru legal, eu nu te pot ajuta. Deci de 13 ani suntem în slujba cetății și când ne-o da Tatăl cerez puteri, vom sta aici. Când nu ne retragem, pentru că e uzură. Vă spun că e uzură fantastică. Trebuie menționat faptul că domnul primar Roman, pe lângă funcția pe care o deține, este și crescător de animale. Eu, de meserie, sunt inginer zootehnist. Părinții mei țărani. De când mă știu, m-am născut și acum țin minte boii lui tata, junghi de 5 ani, când în 61 i-au luat și i-au dus la ceapeu, țin minte carul, țin minte plugul, țin minte sămânătoarea, grapa, țin minte prima vacă care m-a luat în corne și n-am avut tot timpul. Animale și mi-s dragi. Și vreau să vă spun că nu m-am lăsat de meseria asta și am 15 vaci cu lapte, am tineretul aferent, am vreo 20 de oi, țin porci și vreau să vă spun că așa am fost crescut, animalul scoate sărăcia din casă. Eu nu-l cred pe ăla care zice, bă, agricultura e falimentară, mai ales în condițiile în care
sunt subvenții. La Vișoara avem și zonă defavorizată. Așa s-a întâmplat. A fost o perioadă când ne-am putut să... A fost o sacetă puternică și defavorizată. Iau cu 80 de euro pe hectar mai mult, până la 50 de hectare. Deci nu-i tocmai o sumă mică, 730 de lei să primești pe hectar. Vorbesc de oamenii care au până la 50 de hectare. Și aia înseamnă aratul de gratis și pregătitul terenului. E un ajutor fantastic. O spune pământul, că dacă voi ieși în teren, veți vedea că 90%, 95% e lucrat pământul. Domnule primar, ne-ați povestit atât de multe lucruri. Haideți să vedem și obiectivele din teritoriu. Domnule primar, ne-ați vorbit de lucruri frumoase, bune. Există într-adevăr lucruri frumoase. Am văzut aici și o cultură de cartofi timpuriu. În partea cealaltă sunt culturi protejate. Oamenii muncesc. Dar în această situație, exact aici unde ne aflăm noi, pe acest drum de pământ, am putea spune că în partea asta cu un ochi râdem și în partea cealaltă cu un ochi plângem. Ce se întâmplă vis-a-vis pe dealul de acolo? Așa cum vă spuneam la primărie, oamenii din comuna noastră sunt harnici. Da, aici râdem, iar la poalele pădurii plângem. În zona sub pădure, până în urmă cu câțiva ani, a existat o vie foarte frumoasă, dar de sute de ani. Vreau să spun că acest deal, dealul Viișorii, are o expunere la soare extraordinară și o compoziție a solului bogată în calciu, care se pretează pentru cultura viței de vie. Acolo au fost niște vie excepționale. Din păcate, după Revoluție, s-au împărțit pământurile la oameni și via s-a prăpădit. Așteptăm cu interes investitori care pot să rezolve acea problemă. Este o durere a oamenilor din Viișoara și a noastră, pentru că s-ar putea obține venituri frumoase din cultivarea acelui deal. Uitați-vă că în ultimii 10 ani aproape că s-a împădurit și puțin oameni mai lucrează vie, pentru că au îmbătrânit și tehnologia manuală nu mai rezistă. Ce suprafață există? E undeva la 100 de hectare. 100 de hectare? 100 de hectare care au fost niște vie excepționale. Da, până acum nu și-a manifestat nimeni interesul? Au venit, au întrebat, chiar am dus eu câteva persoane în zona respectivă și străini, chiar și olandezi au fost, dar încă n-au venit. E un efort financiar foarte mare și via, ca să înființeze un hectar de vie, e foarte scump și probabil de aici e rezerva oamenilor de a se îndrepta spre dealul cu brâu alb, cum îi spuneau nemții în timpul celui de-al doilea război mondial. Da, într-adevăr, dealul Viișorii plânge, fiindcă nu suntem în momentul actual în stare să-l cultivăm. Dar oamenii care dețin acest pământ ar fi interesați, ar fi dispuși să îl vândă, să-l arendeze, să-l închirieze celor care ar vrea să proprietarul de teren întotdeauna caută să obțină maxim de profit. Ei nu sunt în stare să lucre, își dau seama și sunt convins că ar fi toți... ar fi să-l dea în arendă sau să-l concesioneze, pentru că îi păcat de acel teren. Și cred că dacă s-ar găsi un investitor, oamenii ar pedala spre concesionare. Cam care ar fi prețul? Dacă cineva vede acest material și este interesat, cu siguranță își pune această întrebare. Eu nu vă pot spune prețul, pentru că e proprietate privată. Dar întotdeauna că trebuie făcut un pas înainte, înseamnă întâlnirea părților. Și părțile se pun de comun acord. Corect, dar prețul zonei, mă rog, cu aproximație, cam ce greu să dau, nu-i un preț scump acolo, încă în anul ăsta. Pentru că la anul, dacă se dă voie la vânzarea terenului, cred că prețul va exploda. Că s-ar putea să vină la anul un străin din Germania, din Anglia și să-l cumpere tot. Și atunci crește prețul zonei. Dar eu m-aș duce pe un investitor român. Corect, așa ar trebui, să ne păstrăm pământul. Da.
Domnule primar, trebuie să recunosc că am petrecut o zi minunată alături de dumneavoastră în Comuna Viișoara. Iată, a sosit și momentul despărțirii. V-aș întreba așa în final, ce nu ați făcut în toți acești ani de 4 mandate? Am făcut multe și n-am făcut multe. Mai avem de rezolvat multe probleme în comună în ceea ce privește infrastructura, mai avem de luptat cu mentalitatea oamenilor, mai avem de rezolvat probleme de asistență socială, mai avem de rezolvat probleme de organizare și de prevedere sau de planificare a viitorului. Noi și sunt nemulțumiți pentru că nu am reușit să mergem cu o dezvoltare liniară în creștere, tot prin salturi, tot cu hopuri, tot cu poate pică. Deci trebuie să ne așezăm pe o bază solidă a dezvoltării. Tot facem master planuri, tot facem tot felul de propuneri de dezvoltare a comunei, dar dacă nu avem o bază care să fie sprijinită financiar și care să fie susținută de toate partidele politice, pentru că de multe ori se schimbă legea în timpul jocului și atunci ne dăm seama că am făcut 4 pași și până la urmă ajungem tot de unde am plecat. Nu pot să zic că oricât ai face, tot mai este de făcut, ca la o casă. Comuna e ca o casă. Cum îți organizezi timpul acasă, cum îți programezi banii acasă și investițiile, așa și la comună. Dar aici trebuie să mulțumești 6.000 de oameni, nu 4 oameni sau 2 oameni. Vă mulțumim, vă mulțumim. Eu vă mulțumesc. Renumele Bălțatei Românești este dus mai departe de o asociație care poartă numele acestei frumoase văcuțe. Codrin Peteu ne arată de ce ar trebui să ne înscriem, toți cei care avem aceste văcuțe acasă, în această asociație, pentru că avem niște avantaje, adică vom primi un certificat de origine pentru văcuța noastră și prețul ei, cu siguranță, va crește. Reprezentați o rasă importantă pentru România, Bălțata Românească. Cu ce veniți nou pentru fermieri? Prima dată vă spun bună ziua, numele meu e Codrin Peteu. Reprezint Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțata Românească tip Zimental din Brașov. Și noi am reînceput un program care a fost și înaintea noastră în România, dar sperăm să-l ducem mult mai departe, de menținerea unui registru genealogic al bălțatei românești de tip Zimental în România, registru care poate ajuta pe fermieri și poate da informații despre animale, despre ameliorarea rasei și despre creșterea producției și a productivității acestei rase în România. Orice fermier care este în România poate intra în acest program, făcând și, bineînțeles, control oficial al producției în fermă și poate beneficia pentru început de certificat de origine pe animale, valabil în toată lumea, pentru că noi suntem acreditații CAR din 2011 și pe lângă acest lucru poate beneficia de, v-am spus, de creșterea în valoare a animalului prin respectarea programului de ameliorare. Ce ar trebui să facă fermierii pentru a obține acest certificat? În primul rând, fermierii trebuie să fie incluși în control oficial al producției, pentru ca datele care apar de reproducție, de productivitate, să fie certificate de către noi sau de către alte asociații care este acreditată să facă acest control oficial. Doar după acest lucru poate să aibă certificarea datelor prin registru genealogic și să obțină certificatul de origine. Aceștia sunt pașii de urmat? Cam aceștia sunt pașii de urmat. În primul rând, fermierii, dacă doresc, trebuie să se îndrepte ori către noi, ori către asociațiile lor județene care sunt acreditate să facă control oficial și să facă prima dată și prima dată o cerere ca să intre în acest program. Urmând să vină ceilalți pași, se verifică ferma, se consideră, se observă dacă datele care se raportează ca și început sunt ok și atunci se poate intra. Care ar fi avantajele? De ce ar trebui să facă acest lucru?
Păi, în primul rând, avantajul este că un animal care are certificat de origine și o productivitate certificată are alt preț de vânzare și pe piața internă. Ne mai vorbim de pe piața internațională, unde nu poate ieși din România fără certificat de origine. Și mai mult decât atât, la un moment dat poate să aibă animale de valoare care să fie certificate și dintre ele să apară mame candidat de tauri, inclusiv tauri cu performanțe notabile pentru rasa în cauză. Știu că vă ocupați de ceva timp de acest lucru. Când ați pornit asociația? Putem spune că suntem destul de noi pe piață. Deci noi am pornit din activitatea din iulie 2011, iar creșterea a fost exponențială. Noi creștem în jur cu 50% pe an, ca și efective aflate în control, coroborate cu număr de ferme care intră în program. La început, ca orice început, a fost mai greu, am început cu mai puține ferme, dar în fiecare an și pe măsură ce trece timpul, fermierii sunt conștienți că lucrurile sunt corecte și serioase și vin ei către noi, nu mai trebuie să mergem noi către ei. Cu câte ferme lucrați în momentul acesta? Deci la ora actuală în registrul genealogic sunt incluse peste 200 de ferme, un efectiv de aproape 10.000 de capete, iar control oficial al producției, noi ca asociație, facem la 64 din cele 200 de ferme. Care credeți că va fi viitorul acestei rase? Deci viitorul acestei rase este unul promițător, deci este rasa adaptată pentru România, în special pentru zona în care ne aflăm, zona Transilvaniei, zonă de munte, și poate da fermierului satisfacții atât pe lapte cât și pe carne, fiind o rasă mixtă, și poate fi crescută inclusiv pe pășuni și pe pășuni alpine, ceea ce ajută mult și fermierul mic, nu numai fermierul mare. Deci are capacitatea de a crește și intensiv și în ferme familiale. Ce le-ați transmite fermierilor care încă nu dețin certificate de origine la animalele pe care le dețin? Le-aș transmite că dacă sunt interesați de acest aspect, să aibă certificate de origine, să se îndrepte către, cum am spus, asociațiile județene care sunt acreditate, atenție, să întrebe dacă sunt acreditate, sau dacă nu, să se îndrepte direct către noi, ne găsesc pe internet foarte simplu, www.bălțataromânească.ro. Vă mulțumesc foarte mult! Cu multă plăcere! Să ai o fabrică de procesare a laptelui, să o gestionezi, să te gândești de unde iei materie primă, să te gândești unde distribui ceea ce produci, este o belea mare pe capul unui producător. Dar să știți că noi am găsit unul care identifică urgențele și găsește, dragii mei, chiar și soluții. Bine ați venit la standul nostru. Cine sunteți? Bine v-am găsit. De unde sunteți și cum vă numiți? Cândea Gabriel, sunt din județul Maramureș, localitatea Merișor, aparțin de orașul Tăuții Măgăreuș. Cum vi se pare standul nostru, lumea satului? Foarte frumos, bine organizat, foarte multe noutăți am găsit față de anul trecut și mă bucur că mă informez tot timpul și putem să ne dezvoltăm. Aveți o afacere, da, în localitatea despre care ați spus? E procesarea laptelui. Unde procesez zilnic 10.000 de litri de lapte în 35 de sortimente. Ce anume mai faceți și de unde luați materia primă? Materia primă eu de la producători, care, de la mici fermieri. Am în jur de 40 de fermieri. Le iau laptele direct de acasă, au niște condiții bine puse la punct, camere de lapte, aparate de mus. Animalele au recitoare, bine puși la punct. Să înțeleg că aveți o gamă variată de produse din, da, lapte la fabrica, da, dumneavoastră. Da. Ce anume? Care sunt produsele principale pe care le realizați, da, puneți pe piață? Smântână de consum la PET de 1000 de litri, de 1000 de mililitri, de 500 de mililitri, de 300 de mililitri. Sana, lapte bătut, kefir, astea ar fi acidofilele care le producem. Da, avem altă secție, separat, tot acolo, în aceeași locație, unde producem cașcaval la anumite dimensiuni, de 100 de grame, de 200 de grame, de 500, facem și felii, producem o brânză proprie a noastră, Merișor, nesărată, care se poate folosi la copii și la oamenii mai etate, ca să...
Vorbiți de foarte multe produse, de o gamă variată de produse din lapte. Cam ce cantitate de lapte procesați în 24 de ore, să spunem? 10.000 de litri de lapte în 24 de ore. Avem 300 de magazine. Ducem produse în Vața Dorniei, Bistrița, Cluj, Turda, Zalău, Șibou, Șimbleu, Arad, Oradea, Satu Mare și Maramureș. E o afacere de familie, da, să înțeleg? E o afacere de familie, dar am 25 de angajați care lucrează totuși, e volum mare de muncă. Da. În special cu brânzeturile, trebuie oamenii ca să lucrează mai mult manual. Deși nu e ca și la acidofile, unde am mașini și nu trebuie 6 oameni cum folosim la o mașină, acum trebuie 2. Și am vorbit cu producătorii ăștia să se gândească și la cel care e în vârful muntelui, mă refer la cei care cresc oi și care cresc capre, pentru că ăsta e un produs foarte valoros, dar noi nu știm nici să-l recoltăm, nici să-l păstrăm, nici să-l procesăm. Da, e foarte puțin. Da, e o problemă cu colectarea laptelui din zona de deal și de munte, nu? Da, așa este și. Da, se poate face. Cum? Păi, vă spun cum se poate face. Cel care produce acolo trebuie să aibă un mic grup electrogen, să aibă un bazin cel puțin de 300 de litri, că am văzut aici că este, să-și răcească laptele, imediat ce-l omor să răcească, ca să nu se dezvolte microorganismele. În 2 ore poate să-l leașe și la soare, dar după 2 ore trebuie răcit neapărat. Și atunci el poate, nu-i tare sănătos să-l proceseze acolo, nu are condiții. Și produsele de slabă calitate. Acum poate să-l valorifice un litru de lapte de oaie cel puțin la 20.000 vara și pe toamnă poate ajunge și la 25.000, mă refer la 2 lei, nu la 25.000, la 2 lei și la 2,50 lei. Iar cel de capră ajunge până la 18.000, la 1,8 lei de ron de acum. Da. Da. Familiarizat cu... Ceea ce a spus dumneavoastră despre înseamnă o investiție pentru cel care... Mare. Cât e de mare? Asta vreau să spun. Cât este de mare dacă își poate permite un crescător de capre sau de oi să își achiziționeze așa ceva? Dacă a fi ajutat de cineva pe o perioadă, o bancă sau nu știu ce, nu dintr-o dată să-și achiziționeze asta. Sau în parteneriat cu cei care produc, să zică, domnule, lasă-mă cel puțin 5 luni de zile, că ți-o plăti utilajele astea. Și nu le cumpără pe o zi, două, le cumpără pe 20 de ani. Un bun gospodar își face foarte bine socoteala cât costă, în cât timp îl recupereze contravaloarea acestei investiții. Hai să zic, un mini-tank din ăsta, bazin de răcire, cu grup electrogen de 200 de litri tankul și grupul electrogen, cam la ce preț s-a ridicat? Ar ajunge cam, să zicem așa, la 30 de milioane. Ceea ce nu este foarte mult pentru un crescător de oi sau capre, chiar de vaci cu un efectiv... Necazul e altul că oamenii nu sunt instruiți și nu știu. Nu se face nicio instruire, nici pe linie de lapte, nici pe linie de carne, nici pe creșterea animalelor. Tot așa creștem animalele, cum au crescut bunicul și străbunicul. Dar majoritatea sunt deja constituiți înainte asociații. Sigur. Asociații. Da. Cei care conduc aceste asociații nu informează, nu le spun despre ce e vorba? Asociație Noua Calitate, a produselor bio și ecologice. N-am putut face nimic cu ea. Să înțeleg că produceți bio? Produc, dar nu sunt înregistrat, încă nu sunt autorizat pentru treaba asta. Pentru că au cerut bani acolo și vedeți dumneavoastră cum e situația acum cu banii. Abia nu sunteți autorizat, dar produceți bio? Producem. Bun, păi... Să vă spun succes în continuare și chiar aș vrea și îmi doresc să ajung la dumneavoastră să văd efectiv ce produceți, cât produceți, cum produceți, nu? Și cât de eficient este. Vă doresc succes! Da, mulțumesc, la fel! Vă doresc sănătate! Pentru un profit sigur, să știți că fermierii români au învățat ceva de la americani, adică să crească joiene pentru carne, nu pentru lapte. Cele mai falnice sunt cele din rasa scoțiană Angus. Trăiesc mai mult decât joienele noastre, produc mai multă carne decât bălțata noastră românească și stau și mă întreb, oare merităm o asemenea umilință în țara noastră? Domnul doctor, iată că... Viața face să ne revedem pe alte meleaguri de data aceasta, nu pe în zona noastră, în Bucovina. Ce va aduce pe aceste meleaguri, în primul rând? Da, într-adevăr, bună ziua, cu respect.
Mă bucur că v-am văzut. De data aceasta nu suntem la fermă, nu suntem nici la fermă de vaci de lapte, nici la fermă de vaci de carne. Furnizor de inputuri, hai să spunem așa. Suntem la acolo de unde se iau informații și asta e foarte important. Cam de la începuturile existenței agrare eu am venit, pentru că sunt foarte multe lucruri de văzut și anul acesta cred că este un an de excepție privind modul de prezentare, ceea ce anume caută fermierii. Număr de expozanți, mă refer la zootehnici. Și calitate și firme profesionale, asta e foarte important. Firme profesionale, sigur că am mai discutat și cu cei care au utilaje, de exemplu, pentru cultura pajiștilor. Am văzut o firmă care produce un utilaj special pentru cultura pajiștilor și pe noi ne interesează foarte tare această treabă și chiar v-aș ruga să o vedeți și dumneavoastră. Este la intrare în expoziție pe partea dreaptă. Altceva decât vechile mașini de supraînsămânțat pajiști. Foarte important pentru crescătorii de vite, pentru crescătorii de oi și mai ales pentru zona de deal și munte, care are nevoie de supraînsămânțat pajiști. Pajiștele. Cei care exploatează asemenea suprafețe. Exact, care au nevoie să întrețină aceste pajiști, să le facă folosibile, să le facă să producă iarbă, că degeaba plimbăm animale și le ducem la soare, așa, dacă nu le dăm iarbă. Ori suprafețele noastre de pajiști, să fim foarte sinceri, după 1989, când au dispărut întreprinderile de pajiști, care aveau rol esențial în a îmbunătăți pajiștile, în a le face să producă iarbă, au dispărut, nimeni nu mai s-a ocupat de ele. Și atunci, eu cred că structura floristică s-a degradat. Din cele 4 milioane jumătate de hectare, un milion și ceva, poate chiar și mai mult, sunt cu arboret, poate sunt nefolosite și nefolosibile. Asta este foarte grav. Haideți să ne întoarcem acum la ceea ce faceți dumneavoastră în mod deosebit în Bucovina, pentru că știu că aveți noi preocupări, să le spunem așa, legat de vaca de bovina de carne. Da, în Bucovina există o oportunitate, să spun, pentru vitele de carne, datorită suprafețelor mari de pajiști. Nu mai în Bucovina, bănuiesc că mai multe zone din țară. Sunt cele trei lucruri esențiale. Pajiști, crescători iubitori de animale, asta e foarte important, foarte important, și sunt în același timp și doritori de a face microferme, ferme și oameni care să pleacă, sau mai exact alternativa pentru cota de lapte, sau mai exact pentru producția de lapte, care încet, încet se restrânge în această zonă. Și care va dispare până la urmă în 2015. Ori vrem, ori nu vrem, oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru, că vitele de carne sunt o alternativă la producția de lapte. Eu am mai spus-o și vă spun și dumneavoastră, gospodăriile țărănești nu trebuie să moară, ele trebuie să se modernizeze, ele trebuie să producă eficient, atât pentru ele cât și pentru piață. Dar trebuie făcut mai mult ca să fie motivați să facă ceea ce spuneți dumneavoastră. Exact, eu am observat treaba aceasta. Oamenii deja sunt conștienți, știu că laptele va dispărea, știu că în condițiile astea ei nu vor mai putea folosi laptele pentru livrare. Și atunci venim cu alternativa. Eu am prezentat și la Suceava și la Piatra Neamț despre rasa de carne, dar în mod deosebit despre rasa mea de suflet, care este rasa Angus și care se pretează foarte, foarte bine în zonele de deal și munte ale României în general, datorită calităților morfoproductive ale acestei rase. Dar de ce țineți așa de mult la Angus? Pentru că l-aveți noastră în efectiv sau mai sunt și altele care s-ar preta, ar fi crescute în România? Nu, Angus are un mix de caractere care face atras de către crescători această rasă. Și anume, este o rasă cu o viteză bună de creștere, este o rasă cu fătări ușoare, foarte important, viței mici la naștere, o rasă care în final are o calitate extraordinar de bună a cărnii, practic în topul a 5 rase de carne în lume, Angusul este pe primul loc. Asta spune ceva. 2. Este rasa care folosește cel mai bine pajiștea naturală. Are un sistem de cosire special față de alte rase de vite care smulg iarba. Deci regenerarea ierbii de pe pajiștele naturale este mai rapidă atunci când folosești rasa Angus decât dacă folosești alte rase de vite. Foarte interesant ce spuneți. Sigur că da. După aceea, alte caractere morfoproductive, folosește orice fel de iarbă. Deci nu are un pășunat selectiv. Dacă pajiștea pe care introducem animalele nu este încă
organizată, nu este modernizată, nu este introdus plante de cultură, nu sunt introduse plante de cultură valoroase. Mai mult floră spontană, să spun. Mai mult floră spontană, angusul cosește tot ce găsește în față. Asta e foarte, foarte important. După aceea, creșterea ei în greutate a vițelului după naștere este foarte bună. Practic, greutatea la naștere este între 25 și 33 de kilograme, maximul 35 de kilograme, fătări ușoare, fără distocii. 99% sunt fără distocii. Amintiți-vă că rasa albastru-belgian, care este acceptată foarte mult în Ardeal, dă foarte mari probleme dacă specialiștii nu informează omul și nu știu exact cu ce femelă să lucreze. El introduce material seminal pe o vacă corespunzătoare din punct de vedere al rasei, conformației corporale, constituției, dar trebuie să fie atent ce face cu hibridul, nu care cumva să vină din nou cu albastru belgian, pentru că are probleme la fătare. Deci eu vreau să vă spun că toate rasele de carne le agreez și îmi plac, dar angusul are acest mix de caractere care îl face mai atrăgător pentru crescători. Deci este o alternativă clară pentru animalul de lapte, la vaca de lapte, pentru perioada imediat următoare. Îndrăznesc să spun de acum, pentru că va dispare cota de lapte și vor fi mari probleme cu valorificarea, cu prețul și cu recuperarea cheltuielor în ultima instanță. Ați spus valorificare. Marea problemă care a apărut de acum 12 ani. Amintiți-vă că la TCE Trei Brazi, de-aia am început treaba asta acum 13 ani, printr-un transfer de embrioni, centru de tauri, etc., promovare, hibriz. Avem cunoștințe, slavă Domnului. Dar am spus de atunci, valorificarea va fi o problemă și este o problemă și astăzi. Crescătorii care vor agrea această rasă spun așa, bine, bine, eu preiau o junincă care costă 1700, 1900, 2000 de euro. Da? Ce fac cu produsul? Cu el vând ca eu să-mi recuperez cheltuiala care am făcut-o, având în vedere că această vacă nu produce lapte, ea produce carne, eu am o perioadă lungă de 16-17 luni când trebuie să fac cheltuială cu ea, cheltuială în sensul că trebuie să-i dau totuși iarbă și iarba aia costă, da? Că rest, vițelul suge la mamă sa, perioada asta de 7-8 luni, 9 luni până la înțărcare. Și atunci noi venim, sper eu ca anul acesta să fie gata programul cu ajutorul Academiei legat de brandul Angus Bucovina, carne de Angus în Bucovina, și asta va fi o mare realizare, asta e primul lucru, un atelier. Chiar o noutate la nivel național, trebuie să o spunem. Da, aceasta este în colaborare cu Academia Agricolă, așa, după realizarea acestui brand, tot în acest an sperăm să fie gata microabatorul care să sacrifice și să proceseze carcasele de angus, pentru că ele au un protocol caracteristic aparte. Aparte, exact. Și, bineînțeles, valorificarea superioară. Că, repet, prețul la input este destul de mare a unei vițele sau unei juninci, dar și eu, pe această carne care are o calitate deosebită, trebuie să fie corespunzător. Vă doresc mult succes! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră! Succes! Și anul acesta, dragii mei, Hora Bucovinei a fost un amplu eveniment, a cuprins mai multe manifestări, de la simpozioane, la târguri meșteșugărești, spectacole, concerte. Nu ne ajunge o emisiune, dragii mei, să vă spun ce a fost acolo, așa că vă las să urmăriți următorul reportaj, să vedem cum a fost 2013, ediția cea mai frumoasă. Din multitudinea de tradiții și obiceiuri, urcatul oilor la stână a rămas o sărbătoare pastorală complexă și a stat la baza organizării unui eveniment deja cu tradiție, Hora Bucovinei. Consiliul Județean Suceava se preocupă îndeaproape de promovarea tradițiilor și obiceiurilor de-a lungul generațiilor pentru a valorifica destinațiile turistice din Bucovina. După o finanțare nerambursabilă europeană pentru dezvoltarea durabilă și promovarea turismului obținută în anul 2010, astăzi putem vorbi despre un brand turistic, Hora Bucovinei. În cadrul manifestării a fost organizat un simpozion pe tema Probleme ale spațiului rural, moderat de realizatorul emisiunii noastre, inginerul Ion Banu. Dar mai multe amănunte despre ediția din acest an ne oferă reprezentantul Consiliului Județean Suceava, principalul organizator. Domnule președinte, Bucovina, cea mai renumită, să spun așa, din România, sub aspect turistic. Consiliul Județean Suceava are o strategie pentru dezvoltarea turismului în această zonă, pentru valorificarea superioară, i-aș zice eu, acestei zone superbe, de altfel. În primul rând, Hristos a înviat și bine ați venit în Bucovina. Adevărat a înviat.
Categoric avem o strategie și sunt foarte multe planuri, pentru că Suceava e, cum a spus și dumneavoastră, o destinație importantă, Bucovina, un brand foarte bine cunoscut. An de an ne bucurăm de prezența peste 250.000 de turiști care vin la noi și trebuie să găsim politici și măsuri clare de sprijin pentru cei care investesc în turismul sucevean, nu doar în turismul clasic, ci și în noi elemente și forme de turism, pentru că trebuie să fim și noi moderni, chiar dacă tradiția e la loc de cinste în Bucovina. Și planul nostru este să încercăm să sprijinim acei agenți economici care au deja afaceri în turism, dar să creăm și noi oportunități. Avem potențial, în afară de turismul religios, de mănăstirile din Bucovina, de zona de patrimoniu UNESCO, de ospitalitatea pe care o știm că e la ea acasă aici în Bucovina. Sunt și planuri ambițioase, ne preocupăm ca după 2014 din fonduri europene să găsim posibilități financiare pentru a construi un parc tematic, un parc de tip safari, în care să găsim și parte de animale care trăiesc în acest areal, în care să găsim și parte de posibilitatea de a petrece mai mult timpul liber în Bucovina cu alte tipuri de atracții pentru familii cu copii, pentru oameni care sunt activi. Și mă bucur că în ultima perioadă au luat naștere și alte tipuri de investiții, chiar la Gura Humorului s-au făcut foarte multe în zona Câmpului Moldovenesc, ne preocupăm să avem o zonă de schi la nivel european și evident la Vatra Dornei pe zona de turism balnear. Vorbeați despre o categorie de sprijin sau, mă rog, modalități de sprijin a investitorilor în această zonă și mă gândesc că v-ați referit în mod deosebit la cei care investesc în turism și agroturism. La ce gen de modalități de sprijin v-ați gândit? Deci sunt aceste programe europene care susțin dezvoltarea turismului, în special agroturismului, pe care îl accesăm într-o manieră foarte consistentă și Suceava, sunt convins că e pe primele locuri la nivel de țară în această dinamică. Însă, în al doilea rând, vreau să punctez foarte clar necesitatea și intenția noastră ca administrație publică să dezvoltăm partea de infrastructură, atât drumuri, cât și partea aeriană, pentru că Suceava, sunt convins, va intra în scurt timp într-un proces de modernizare a aeroportului, care va deschide o poartă de acces mai convenabilă pentru Suceven, pentru cei care vin în Suceava. Pentru toată această zonă de nord-est a României până la urmă. Iată că suntem la o manifestare deosebită, Hora Bucovinei, nu? Consacrată de acum pentru această zonă, ați avut un aport substanțial la organizarea acesteia. Ce înseamnă asta vis-a-vis de ceea ce ar putea însemna promovarea activității dumneavoastră și promovarea activităților turistice în această zonă? Categorie face parte din planul nostru de comunicare și promovare acest concept Hora Bucovinei. Anul acesta am venit și cu idei noi, inclusiv partea de simpozion dedicată agriculturii și dezvoltării rurale. Am considerat că e foarte important să rediscutăm sau să răspundem la întrebări la cei care sunt preocupați și cred că această abordare trebuie continuată. În plus, față de alți ani, am decis desfășurarea pe două zile pentru că era insuficient într-o singură zi, era un efort prea mare și cred că cei care sunt turiști în Bucovina au șansa să vină fie sâmbătă, fie duminică aici la Frasin pentru a vedea ce înseamnă și tradiția, pentru că sărbătoarea este dedicată în primul rând celor care sunt agricultori, celor care lucrează în zootehnie. E o sărbătoare dedicată, generic vorbind, urcării oilor la munte și vrem să continuăm prin acest fenomen în care ne adresăm către viitor. Mă interesează foarte mult viitorul, nu doar trecutul, ci ceea ce putem face noi concret, administrația publică, Guvernul României, Uniunea Europeană, dar și cei care sunt în mod direct interesați, acei întreprinzători mici, mijlocii sau chiar mari. Am sesizat că vă gândiți foarte mult la viitor și la ceea ce trebuie făcut pentru viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. Am văzut asta și din lucrurile dumneavoastră de cuvânt în diverse ocazii. Vă felicit pentru tot și vă doresc mult succes în realizarea ceea ce îți spuneați mai devreme. Vă mulțumesc și vă aștept și la anul la Hora Bucovinei și la ceea ce facem noi în Suceava în fiecare zi. Mult drag! Clementa, ce nume frumos pentru bunica și străbunica noastră, spuna noastră, pentru că este din Moldova, care ne reprezintă, nu? Și care duce mai departe tradiția, portul popular și tot ceea ce înseamnă suflet românesc. Practicarea obiceiurilor și tradițiilor populare este întâlnită tot mai rar în localitățile românești. Există însă locuri și chiar regiuni în care prin stăruința înaintașilor, a bunicilor și a celora ce încă iubesc lucruri făcute de mâna lor, păstrează această comoară de obiceiuri, tradiții, meșteșuguri încă nealterată. O astfel de regiune este Moldova. De această dată ne-am oprit însă doar în satul Rugetu, comuna Vidra, județul Vrancea, unde domnul Banu a realizat un interviu inedit. Iată-l! Să rămână, cum vă numiți? Dulia Clementa. Și cum se numește localitatea de aici, unde sunteți? Rugetu, satul Rugetu.
Da, e comuna Vidra. Da, comuna Vidra și-a drujit. Da. Câți ani aveți? 86. Și mulți înainte. Sunt tânără, e 8 ani jumate. Cum? Ce înseamnă asta, de fapt? Adică să mă dau din înapoi de unde am plecat. Frumos. Aveți copii, câți? Da, 2. Fată și un băiat. Și nepoți, strănepoți, văd și prin preajmă câte ceva pe aici? Aia este de tot preajmă. Câți nepoți, câți strănepoți? 3 nepoți. Și strănepoți? 3 nepoți, cum ar veni, da. Bun. Vă mândriți cu ei, cu siguranță? Cum să nu m-am mândrit? Dacă îi fac de niște, fac mari. Da. Și acum... Sunt prin preajma dumneavoastră sau sunt plecați? Nu. Unul în Focșan, unul în Colac. Și cine e cu dumneavoastră aici? Eu singură. Și vă descurcați aici cu gospodărie? Ce? Vine băieță. Ne ajută la treabă, băieță. Aia. Ce să facem? Trebuie să ne ajute. Da, bătrână. Da. Ați avut animale? Am avut, dar acum n-am mai, nu mai sunt bătrână. Să mă că văd aici, vă întreb căruța, pentru că am văzut o căruță. Am cărți două. Când am nevoie, duc în spate și culeg porumbuie. Și o aduc, nu cu eu. Găsesc cărți. Adică găsiți cine să tragă de căruță, animale, nu? Da, animale, veșini, pe am veșini, da, aproape. Înainte ați avut găspre? Toate aveam, da. Dacă am mori bărbatul, sunteți singură, da. Sunteți singură. Dar sunteți cu copiii, cu nepoții, cu strănepoții? Vin la mine toți, eu de bucurață că vin. Ce să facem așa? Și sunteți, așa o duceți bine, pentru că doamne, vă bucurați de copii, da, și... De toți în izmul. Și de musafiri care vin în măcură. Spuneți-mi, teren aveți? Avem destul teren. Cât aveți? 2 hectare de arăturești, cu vie, cu tot. Cu vie? Da. Și cine lucrează? Eu lucrez cu băieți. Cu copii. Da? Da. Păi da, să-l las pur luag așa? Nu. No. Fără îndoială, așa este, e normal. Ce facem, domnul șef? Așa e treaba, nu? Dacă îmbătrânești, te trebuie, tu-ți trebuie. Absolut. Și pe atunci copiii trebuie să vină, dacă vor să mai vină la țară și să mai ia câte ceva, nu? Că stau ei la bloc, dar parcă dacă... Numai fata, băiete la bloc, băi, fata la casă. E la casă. Dar oricum tot îi trebuie ceva dacă e pe la Focșani. Băiatul e la Focșani, da. Da? Și mai vin la mama acasă și mai ia câte ceva? Am strănepoată, să trăiască, să mai vii. Să fie sănătoși toți. Să trăiești și eu, că nu... Nu. E să trăiești, mata, da. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, să trăiești cât mai mult, ca să stai cu... Să ajuți cu copiii, da. Să fiți împreună. Sunt bucuros. Când mă bucur când vine la mine. Și spune, mă, a venit la bunica, nu? Da, evident că se bucură când, da. Și mai ales că vă vede tot timpul vesele, vă văd vesel, da. Așa, bine dispuse și așa. Dispus. Da. Mai ales când am nepoți, trei nepoți, da. Sunt mândră. Și asta este, sunt lucruri făcute de dumneavoastră, despre care îmi spuneați afară, nu? Da, da, tot. Lucra de mine, tot. Și cuvertura asta și carpetele astea și le lucrați dumneavoastră iarna? Da, iarna. Și așa le spierni cu Andreea acolo, ca să fie frumoasă. A lucrat cu Andrele, așa? Așa se face, la război, tot la război se face așa. Asta da? Nu, așa e, nu, asta. Asta și asta, tot la război, cu Andrele, așa se face la noi, da. Păi stați așa un pic, se fac la Andrele... Andreea, este o Andreea lungă, așa, și o bag în război și... Aha, nu e ca cele care se fac de mână, așa, nu? Nu e ca când sunt prietești, ca cum... Și să facem, dacă așa e la treaba noastră aici... Da. Ca să hai sunt. Să vedem și celelalte camere, că am înțeles că ai niște lucruri deosebite. Ia să vedem. Ia, haide să vedem și în cealaltă cameră cum e. Poftiți. Și aici, uite, și aici e cameră. Uh-huh. Ia să mergem aici, să vedem unde poftiți. E. Poftiți. Și aici, dincolo, am de toate. Da, da, da. Ia. Și asta e făcută de mata? Da, toate cum. Din ce an e asta? Eu n-am de domnișoară, de ia vină cu acel la mine, te-am văzut. Ești nepoata străpun, nepoata cu nepoată. Câți ani ai? 12. Și cum te cheamă? Andreea. Andreea. Și unde înveți la școală? La Colacu. La Valescu. Ce e asta? O localitate din județul Vrancea, da? Da. Și ai venit la bunica? Da. La străbunica? Străbunica, da. Da. Cum merge școala? Bine. Și îți place să fii să vii la străbunica aici? Da. Ce îți place aici? Totul. Tot. Da, ce a făcut aici și din așa de tinerețele dumneaei, îți place? Da. Ce zici, ai face așa ceva, te-ai încumeta? Tineria tot numai dacă m-a învățat. Te învață, că văd așa, te iubește foarte mult, da. Mi-a vorbit frumos de tine, de toți nepoții. M-am nepoți, trei nepoți. Da.
Da, să înveți lucrurile astea, că sunt deosebite și astea, cu, în timp să știi că vor fi... Război, numai de război, lucrate de mine, uite, pierdere la casă sus. Vor fi în timp foarte apreciate, foarte căutate, chiar dacă acum tineretul nu prea le apreciază, s-au învățat cu modernismele astea, să știi că nu trebuie să uităm niciodată de unde s-a plecat. Rădăcina neamului românesc. Da. Cred că înveți și la școală lucruri de astea. Da. Bravo. Ce să facem? Asta e treaba. Da. Așa-i de ce spune port vrâncenesc. Asta e. Port vrâncenesc. Ce bine, ce frumos sună așa. Când... Da, sigur că da. Păi așa mă cumpăr de gata, ce fac de gata. Da, așa este. Da, asta le faceți. Vara lucrați cu animalele. Nu, vara cu animalele, cu câmpul, cu nu știu ce, cu grădina și iarna faceți de asta. Păi este. Da. Dacă nu facem iarna, nu-ți vine iar mai mâncați. Așa este, da. Bine, sănătate multe și... Să poți să faci cât mai multe lucruri din astea și să înveți... Nu crezi, măi, fac, de bătrâne. Da, pe atunci înveți nepoții, strănepoții, nu? Nepoții, șuhică-mi-a, și da, acum cumpăr de gata, că și frumoasă, și da, că-s mai frumoasă este. Și mai sănătoase, lână, nu de asta de plastic. Hai, ești frumoasă cele frumoase, dar mai bună noastră. Mai sănătoasă. Da. Uite aici, așa, stai, iar băieță, ne iar juca pe el, nu are nic. Bine. Sănătate multă, să-ți dea Dumnezeu să poți să faci cât mai multe. Nu mai zic de acum, am făcut. Mi-ai spus, dar e bine să poți să faci. Da, să le păstrez. Nu? Bine, sănătate. Îmi pare bine, sănătate. V-ați verificat livezile, berii din grădină? Trebuie să o faceți, dragii mei, pentru că acum merii deja au fructe. Din nefericire pentru noi, prorectorul Facultății de Horticultură din București ne atenționează că, datorită căldurii, producția anului 2013 nu va fi foarte, foarte mare. Domnul profesor, în emisiunile trecute am vorbit despre lucrările specifice, lucrările agrotehnice specifice în livezi pentru această perioadă, despre lucrările specifice livezilor în livezile de cais și în general de sâmburoase. Iată-ne acum într-o livadă de meri. Care sunt lucrările specifice acestor specii? Și zic specii pentru că mă gândesc și la măr și la păr și la alte semințoase. Da, în acest moment, după cum putem observa, practic merele s-au legat, deci a avut loc polenizarea, fecundarea, deja se aleg fructele, se observă că unele fructe nu s-au fecundat, n-au fost polenizate, vedeți? Da. Și ele vor cădea prin această cădere naturală. Din păcate, procentul de fructe care cad este destul de mare, ne așteptam la o încărcătură mult mai mare de fructe. Asta din ce cauză? Credeți că a fost mai rece în perioada înfloritului? Nu, din contră, a fost foarte cald. Dacă ne aducem aminte, înflorirea mărului a coincis cu începerea perioadei de călduri de 30 de grade. Ce se întâmplă? În momentul în care temperatura aerului a ajuns undeva la 30 de grade, lichidul care se află pe stigmat, unde se depune practic polenul și se realizează ulterior fecundarea, se usucă. Deci se deshidratează, se usucă, iar germinarea polenului este defectuoasă. Cu tot timpul frumos, noi ne bucurăm că e timp frumos, iată că pentru pomii noștri, în cazul ăsta, pentru măr, n-a fost un timp așa de frumos din punct de vedere al condițiilor pentru legarea fructelor. Cu toate că pomii au fost foarte încălcați cu flori și cu un potențial, se vede aici. Încă se vede, sigur. Și încă se vede. A rămas mărul central și eventual încă unul sau două mere în inflorescență. Toate celelalte flori sau fructe nelegate vor cădea. În acest moment și la măr și la sămânțoase, deci la păr și la gutui, trebuie să protejăm plantele împotriva bolilor foliare. Din fericire, pomul pe care îl vedem noi aici face parte dintr-un soi cu rezistență genetică la rapăn, ca și multe alte soiuri pe care noi le avem în țară sau au fost importate din străinătate de-a lungul timpului. Aceste soiuri cu rezistență genetică la rapăn trebuie că au frunza foarte, foarte sănătoasă, fără să fi făcut niciun fel de tratament împotriva rapănului. Deci, practic, deci se înțelege că rapănul este o boală foarte periculoasă. O boală foarte periculoasă care afectează învelișul foliar. Și Goldenul, un soi cunoscut de toată lumea, sau Ionatanul, de exemplu, sunt două soiuri foarte sensibile la rapăn. Și în perioada aceasta necesită tratamente dese, la ploile pe care vedeți că le avem și la căldura pe care o avem în plantații,
trebuie să facem aceste tratamente de protecție. După aceea avem probleme legate de atacul făinării. Făinarea este o boală care, din păcate, atacă de regulă vârful ăstarilor, da, organele tinere ale, exact, din fericire ale pomii noștri sunt sănătoși, nu pot să vă arăt un lăstar cu făinare, însă acolo unde apar acești lăstari, vârfuri de lăstari, ca și cum ar fi muiate în făină, atacate de făinare, ele trebuie tăiate și scoase din livadă, eliminate practic. Și după care un tratament. După care un tratament întotdeauna. De fiecare dată când intervenim în felul ăsta, facem un tratament împotriva făinării. Ce ar mai trebui spus? Dacă încărcătura de fructe este exagerată, este foarte mare, putem să începem operațiile de rărire a fructelor. Având grijă, ceea ce nu e cazul aici, acum pentru că nu e cazul, dar natura și-a făcut treaba. Dacă ne uităm, de exemplu, în zona asta, unde avem foarte multe fructe, nu vom lăsa mai mult de un fruct pe inflorescență sau maxim două fructe pe inflorescență. Acolo unde avem mai multe, vedeți, aici avem patru fructe, vom păstra două. Pentru asta, practic, prindem fructul de peduncul, Da. Cu două degete, cu degetul mare și cu degetul arătător, și cu celălalt deget trag fructul spre exterior pentru a păstra peduncul fructului pe bursă. Deci acolo unde am fructe în exces. De ce trebuie păstrat? Pentru că în felul acesta blochez din nou accesul, intrarea agenților patogeni în bursa fructului. Îl opresc aici. Și când spun agenți patogeni, mă refer la o boală foarte periculoasă pe care noi o avem în țară și afectează toate sămânțoasele. Este vorba de focul bacterian. Deci în perioada asta, pomicultorii trebuie să fie atenți la simptomele atacului de foc bacterian. Care sunt primele simptome ale focului? Primele simptome apar pe lăstarii tineri, lăstarii în creștere. Dacă inoculul s-a făcut în perioada înfloritului, albinele fiind, din păcate, vectorul care transportă această bacterie, dar și păsările pot să fie vectori pentru transportarea bacteriilor existente în exudatul bacterian, vom vedea în acest moment atacul pe vârful lăstarului. Practic, vârful lăstarului este opărit, este ca și cum l-am băgat în apă fierbinte, începe să se încovoaie, deci are aspect de cârjă arsă, așa, și după aceea, dacă ne vom uita pe suprafața lăstarului, încep să apară niște pustule, un exudat bacterian, ca un fel de lacrimă care se scurge pe lăstar. Prima specie afectată este gutuiul. Urmează părul, ca cel mai sensibil. Cel mai sensibil este gutuiul. Dacă ne uităm prin satele noastre, vedem peste tot în curțile oamenilor gutui care au ramuri uscate, frunze de anul trecut rămase. Ăia sunt cu siguranță afectați de foc bacterian. Și aceste ramuri trebuie scoase, tăiate cât mai adânc posibil și arse. Ce înseamnă cât mai adânc? Adică sub zona afectată. Zona afectată, un 40-50 de centimetri sub zona afectată. Așa de mult? Așa de mult trebuie tăiat. Și, bineînțeles, arse. Deci, ca măsură, ca să eliminăm orice sursă de infestare. Imediat trebuie să facem un tratament pe bază de cupru. Produsele cuprice sunt, în general, au efect bactericid. De asemenea, părul este următoarea specie foarte sensibilă. Da? În această perioadă, la păr, atacă și psila sau păduchele merifer. O măsură pentru, hai să zicem, nechimică pentru combaterea acestui păduche melifer este tratamentul cu săpun și cu oțet. Deci dimineața de vreme, înainte de răsărirea soarelui, se face o soluție de oțet și săpun lichid care se stropește, se pulverizează pe frunze. Foarte interesantă. Practic săpunul lichid spală excrementele lipicioase care protejează larvele. Larvele sunt expuse razelor ultraviolete și uscăciunii din aer și mor. Deci este o măsură, pomul trebuie efectiv îmbăiat, stropit cu volum mai mare. Ia zice o măsură ecologică, până la urmă, de tratament împotriva acestui dăunător. Exact. Ce ar mai trebui să vă spun? Tot în perioada asta, uitați-vă la mărimea mărului, da? Tot în perioada asta, când mărul este cât o alună mai mare, așa, atacă viermele merelor. Deci trebuie luate măsuri pentru tratament împotriva viermelui merelor. Există capcane cu feromoni care se produc la Institutul de Cercetări Chimice de la Cluj. Care asta sunt pentru livezile comerciale. Se pot folosi în toate livezile, practic. Capcana pentru viermele merelor, de exemplu, se numește Atrapom, de la atrage
din pom. Dăunătorul pentru Lasperesia sau Cilia pomonella, atrapom, da? Aceste capcane se montează în livadă, ele au suprafață lipicioasă și un feromon, o substanță în cantități minuscule, acolo în cantități foarte mici, care atrage, scuzați-mă, masculii, fluturii de sex masculin, care practic nu o să mai fecundeze, vor fi capturați, deci, și nu o să mai fecundeze. Mor acolo și nu mai fecundează, nu mai fecundează, nu mai are loc copulare. Exact. Aș dori să vă exemplific tehnica răririi fructelor la măr. Se observă că acest fruct va cădea în mod natural, dar oricum după aceea o să ne rămână 5 fructe pe aceeași bursă. Lângă avem un alt fruct. Regula este ca pe o bursă să nu rămână mai mult de 2 fructe pentru a avea mere mari și de asemenea de a repartiza fructele pe o lungime cât mai mare de-a lungul ramurii. Tehnica răririi este următoarea. Cu degetul mare și cu degetul arătător se prinde pedunculul fructului și cu degetele următoare se detașează fructul fără să rupem pedunculul de pe bursă. În acest fel blocăm practic pătrunderea bolilor spre bursă și în special a focului bacterian. Deci practic voi elimina fructele mai mici, fructele deformate, fructele înțepate, fructele care au probleme, păstrând întotdeauna pe bursă maximum 2 mere care vor ajunge la dimensiunile dorite. Vorbeam mai devreme despre atacul de făinare în anumite soiuri de măr care sunt sensibile. Vedeți, practic mugurele din care s-a format această rozetă de frunze, da, a fost îmbolnăvit în anul precedent. Deci infecția a fost realizată în anul 2012. Și acum se manifestă din plin, mai ales pălăstarul tânăr. Bineînțeles. Se observă că frunzele nu mai au forma caracteristică, sunt mai mici, mai înguste și prezintă pe suprafață o pulbere albicioasă. Motiv pentru care boala respectivă se numește făinare. Pentru a lupta împotriva acestei boli, pe lângă măsurile chimice care se recomandă, recomandăm tăierea practică a lăstarilor afectați. Deci este mult mai înțelept să eliminăm sursa de inocul din livadă, să tăiem și să ardem aceste porțiuni de lăstar și după aceea eventual să mai venim să facem un tratament. Se observă o altă zonă atacată aici. Da, bineînțeles că boala afectează nu numai lăstarii, dar și fructele din zonă. Da? Deci, practic, de pe frunze, ea după aceea se va muta și va afecta fructele din zonă. Deci, tăiem lăstarii afectați și îi ardem, îi eliminăm din livadă. Vă mulțumesc încă o dată, domnul profesor. Cu mare plăcere.
Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. De fiecare dată vă spun să vă lumineze Dumnezeu la minte, la trup și la suflet, să aveți o săptămână plină de bucurii și nu uitați că lumea satului este și lumea noastră. A ta, a ta, a ta, a mea, oriunde ne-am aflat. Toate cele bune!